Dacă e să începem cu produsele accidentale sau cele doboruturi de vânt, sunt produse extraordinare care sunt urmarea unor calamități naturale, care clar nu ne dorim să le avem. În schimb, acel lemn trebuie recoltat într-un timp foarte scurt. Deci procedurile trebuie simplificate foarte mult, iar acel lemn trebuie exploatat rapid din două considerente. Pe de o parte, un considerent fitosanitar, pentru că acele suprafețe cu o cantitate foarte mare de lemn reprezintă focare pentru pădurea sănătoasă, mai ales în zona rășinoaselor, unde avem acele atacuri de ipide, care, și avem acele uscări ale pădurii sănătoase, urmare atacurilor de ipide, este absolut necesar și este absolut obligatoriu ca acel lemn să fie recoltat foarte repede, tocmai pentru a se păstra o stare de sănătate bună a pădurii. Și bineînțeles și din punct de vedere economic. Fiecare lună contează. 3, 6, 9, după un an deja lemnul respectiv nu mai poți folosi în industrie, poate ce mult la plăci, dacă nu, în cel mai rău caz, ca lemn energetic în centrale de producere a energiei. Deci, practic, cu cât se întârzie recoltarea acelui lemn, pierderile sunt uriașe, atât pentru mediu, pentru că se vor infesta arborete sănătoase din apropiere, cât și economice, pentru că lemnul respectiv își pierde foarte mult din valoare.